Bun găsit la Verde în față. Ne vedem astăzi aproape de o sărbătoare mare a creștinătății, însă de actualitate rămân politica și administrația și în perioada asta, pentru că mai sunt câteva zile până începe campania electorală. Bine, până la urmă, cel mai important lucru în aceste zile e ce se întâmplă la Târgu Jiu, cum își pregătește administrația, ca de fiecare dată, programul pentru sărbători. Asta o să aflați și din alte emisiuni din aceste zile de la TV Sud. Dar, în principiu, în principal, de fapt, despre politică și administrație, vorbim astăzi cu Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Bun venit la Verde în față! Mulțumesc mult pentru invitație. Domnul Tudor, sunteți deja de ceva timp în funcția de viceprimar. Cum e trecerea de la poziția de consilier local la cea de viceprimar? V-au mai apărut câteva șuvițe de păr alb. Da, toată lumea remarcă acest aspect. Da. Normal, am spus și atunci când am început mandatul de viceprimar. Pentru mine emoțiile atunci au început și a fost și o numire contestată de opoziție. Normal, au fost mulți care au căutat să spună că n-aș merita, că am calități doar că aș fi copilul cuiva sau fiinul cuiva. Și atunci asta m-a motivat și m-a făcut să muncesc mai mult, pentru că n-aș putea să mă uit în ochii unor oameni care mi-au dat încredere și să-i dezamăgesc. Am învățat foarte multe. Este o școală adevărată să lucrezi în administrație cu un primar, cum e domnul Cârciumaru, și cu echipă pe care a creat-o în primăria municipiului Târgu Jiu. Sunt lucruri care prind bine în viață. Chiar dacă n-aș mai fi viceprimar în viitorul mandat, am un bagaj și o experiență cu care pot merge mai departe. Bine, de chestiunea asta cu finul Florin Cârciumaru nu vei scăpa, asta e clar. Probabil Nici pe nu-mi linie doresc politică să... fiului Ion Tudor ar fi de discutat, pentru că ești de mult în politică, de mult, de aproape 19 ani, nu? Mai bine de 19 ani 20 cu chiar. acte, din 96, de Exact, 20 de ani. 20 de ani. Acum Așa, puțină lume știe, sau da. puțini își mai amintesc pe tatăl meu. Eu l-am adus în Păi asta politică, zic. Deci ești l-am adus înaintea în partid tatălui și, în da, politică. niciodată n-am căutat să-mi folosesc chiar de sintagma aceasta și de eticheta că sunt fiul domnului Cârciumaru. Chiar nu-mi doresc să scap. Sunt Da. fiul domnului Cârciumaru. Este o relație între familii care nu are niciun fel de legătură cu administrația Exact, nu, dar locală. zic asta, că întotdeauna când Adrian Sigur. Tudor va prinde o funcție de viceprimar sau de altceva, va zice, a, păi e finul lui Cârciumaru. Bun. Domnul Tudor, locul 3 pe actualele liste pentru Consiliul Local ale PSD, după Florin Cârciumaru și Aurel Popescu. Loc care, nu știu dacă vă conferă din nou poziția de viceprimar, având în vedere că probabil va exista o oarecare, nu știu dacă egalitate, dar apropiere a PNL de PSD ca și număr de consilieri. V-ați gândit la chestiunea asta? Înainte de începerea campaniei, întotdeauna luăm în calcul toate variantele și pentru mine locul 3, știind că noi, pe toate calculele care le-am făcut și strategia și cunoscând puterea de organizare a echipei, discutăm de cel puțin 12 consilieri, n-avem o problemă nici să fiu pe locul 12. Nu, Pentru nu, nu, nu la asta că mă refer. La configurația viitorului Consiliu Local după 6 iunie, în condițiile în care nu, PNL-ul nu configurația este aproape de PSD, PNL este destul de departe. poate fi alta configurația Consiliului Local viitor. Pot oferi mai multe, să spunem, mai mult altfel de paletă a Consiliului Local din punct de vedere politic. În momentul de față, în sondajele de opinie, și nu vorbesc de cele Da, comandate ok. de partide, vorbesc pe lucruri serioase, decât PSD-ul și PNL-ul intră în Consiliul Local. Și PNL-ul nu poate intra în acest moment cu mai mult de 6 consilieri.
Am înțeles. Deci, deci diferența asta ar însemna rămâne... majoritate din nou a PSD în Consiliul Da, dar local. N-ar însemna două treimi decât ai nevoie în Consiliu pentru a trece proiecte de hotărâri cum ar fi bugetul. Și atunci, sigur, trebuie mers mai departe la o negociere. Dau un exemplu. O campanie electorală, în schimb, poate aduce și pentru alte partide, cum este ALDE și cum este PMP, în acest moment, care stau la în jurul pragului de 5%, poate să aducă un plus o campanie, cu sigur va aduce, un plus, începe o altă organizare și din partea domnilor, și putem avea în Consiliul Local și alte partide. Cine reușește să facă 5%, automat intră cu 2 consilieri, pentru că are distribuire, îl primește și pe cel de-al doilea. Asta o spun din experiență și din formulele care sunt. Sigur, luăm în calcul, a spus-o și domnul primar, a spus-o și colegii mei, am spus-o și eu. Este posibil ca un post de viceprimar să fie cedat sau negociat cu o altă formațiune politică. Și aici nu luăm în calcul doar scorul de la municipiu și doar configurația viitorului Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu. Luăm în calcul și nevoile care vor fi de alianțe și pentru Consiliul Județean, dar și pentru alte consilii locale. Am înțeles. Da? Bun, în condițiile astea, cine va fi viceprimarul lui Cârciumaru? Aurel Popescu sau Adrian Tudor? Este, mă întrebați cine va fi sau cine mi-aș dori să fie? Mi-aș dori să rămânem amândoi viceprimari, pentru că am făcut o echipă lângă domnul Cărciumar. Mai departe, sigur, prima șansă o are domnul Aurel Popescu. Este președintele organizației municipale, este mult mai cu mai multă experiență decât mine, de mai mult timp în această funcție de viceprimar. Să vedem. Se pot schimba foarte multe. De cine decide chestia asta? Partidul? Adică... PSD, în primul decide. Și în primul rând, cred că trebuie să-și spună punctul de vedere domnul primar, că dânsul lucrează da. cu viitorul viceprimar și, din câte știu eu și cum l-am văzut că lucrează domnia sa, sigur se consultă și cu membrii din partid. Domnul Tudor, vă întreb sincer, există unele speculații în târg. Există un conflict între dumneavoastră și Aurel Popescu? Constructiv, da, întotdeauna. Să știți că este și o diferență de vârstă, în primul și în primul rând. Vedem lucrurile diferit de foarte multe ori. Colegul meu, Aurel Popescu, e un tip mult mai pragmatic, mult mai aplicat, vine dintr-un domeniu privat. Eu sunt mai de stânga decât colegii mei, văd lucrurile și cu inima de foarte multe ori. Este adevărat că în politică știu și din experiență că nu e bine să alegi cu inima sau nu trebuie să fie prietenii și să-și susții pe prietenie, trebuie întotdeauna să primeze rațiunea. Aici e vorba de experiența de viață pe care o are fiecare și de ce poate învăța fiecare de la celălalt. Nu i-aș spune un conflict. Există de foarte multe ori s-a întâmplat să avem puncte de vedere diferite. Și pentru politic și de ce? Pentru administrativ, nu? Administrativ nu. Administrativ nu, pentru că fiecare avem felia lui, cum s-ar spune. Eu merg și îl consult de foarte multe ori pe domnul Aurel Popescu, pentru că are o altă vechime și o altă experiență. Dar politic, pentru faptul că întreabă ce părere aveți, normal să-mi spun punctul de vedere, dar nu doar eu. Sunt mulți care au și alte puncte de vedere, că de-aia ne întâlnim și de-aia discutăm. Am înțeles. Am mai observat o chestie la lista de candidați pentru Consiliul Local al ai PSD. Dacă PNL nu am văzut pe lista liberalilor oameni de afaceri autentici pe lista lor, s-au găsit socialdemocrații dumneavoastră care sunteți mai de stânga decât mulți de acolo, să introduceți pe un loc 4 pe un cunoscut om de afaceri, pe domnul Petcu. Cum s-a ajuns aici? Adică ce îl recomandă, ca să zic aici, pe domnul Petcu? E în apropierea partidului de multă vreme sau care au fost criteriile? Aici au fost discuții cu foarte mulți oameni de afaceri din Târgu Jiu, pentru că având în vedere această problemă care este la nivel național, aceea de a atrage investitori și de a crea locuri de muncă,
îți trebuie și ai nevoie într-un consiliu local de o viziune a unor investitori sau a unor oameni de afaceri. Și discuțiile care s-au purtat, recunosc că nu am fost implicat, nu m-am ocupat eu, pentru că am avut alte lucruri de făcut, de rezolvat. Aici a fost o problemă destul de serioasă pe care a tratat-o, cum se cuvine, domnul primar Cărciumaru și colegul meu, președinte organizației, domnul Aurel Popescu. Discuțiile care au avut cu oamenii de afaceri au dus către această formulă care s-a materializat în a avea pe listă un om de afaceri care să reprezinte mediul de afaceri din municipiul Târgu Jiu. Să știți că și oamenii de afaceri din Târgu Jiu trebuie tratați cu respect ca și investitori. Pentru că și ei au făcut investiții aici, au creat locuri de muncă. Nu trebuie să deschidem acum ușa să creăm cine știe ce facilități pentru unii sau alții care vin din afară și să-i omoare pe oamenii de afaceri din Târgu Jiu, care s-au dovedit foarte mulți cu o capacitate extraordinară. Au creat sute de locuri de muncă. Da, pe să-l aveți pe domnul Predescu de multă vreme în Consiliul Local și în echipa PSD și alții. Pe lângă domnul Petcu au mai apărut câteva nume noi, pe locuri eligibile, a spune eu, oameni despre care nu știm prea, sau nu știu eu prea multe. De exemplu, cine este domnul Grigore Udrescu? Este medic, domnul Udrescu, este un medic... Am înțeles, medicul Grigore Udrescu, da. Eu al Grigore Udrescu nu știu, dar l-am și cunoscut, da. Știam pe domnul Udrescu, am avut ocazia să-l și cunosc și în alte împrejurări. Este un om cu o viziune pragmatică de stânga. Locul 7 pe lista PSD pentru Consiliul Local. Și domnul Constantin Ștefan? Este colegul meu care se ocupă de organizația de tineret de 4 ani. De la partid, Ștefan Constantin. Da. Iar chiar dacă până acum președintele tineretului nu se regăsea în pole position, să spunem, dar era într-un loc eligibil, acum discuțiile au fost și îi oferă lui Ștefan o șansă extraordinară de a ajunge în Consiliul Local. Adevărata școală politică este administrația și aici el trebuie să înțeleagă și mai departe să își întărească președintele tineretului din municipiu. De la municipiu. Am înțeles că domnul Claudiu Manta, pe domnul Claudiu, la nu l-am văzut pe nu liste. Știu dacă este la județ. Nu este. Și cu siguranță, bine, probabil există o incompatibilitate între funcția de consilier și profesia lui, că nu l-am văzut. Dar oricum, am văzut că aveți tineri pe domnul Gherghe mai în față. Este secretar organizației municipale, da. Este al treilea om în organizație. Domnul președinte Aurel Popescu, eu sunt președinte executiv, domnul Gherghe este secretarul executiv al organizației. Da, nu știu dacă e pe o poziție eligibilă, spre exemplu, pe 19, doamna doctor Creola Enoiu. Este semi-eligibilă. E un import din PDL al PSD. După 8 ani de zile, dânsa este de 8 ani de zile în PSD și chiar a activat, este o voce destul de puternică în organizație, este membru a biroului executiv, recomandat de organizația de femei a PSD-ului. E un membru activ și de care și comunitatea are nevoie. Bun. Mai există un subiect în aceste zile. Bine, există și o contestație a liberalilor pe tema asta, cu referire la candidatura domnului Cârciumaru. Acum, nu știu cine îl consiliază din acest punct de vedere pe domnul Cârciumaru, însă, încă o dată, cum nu a contestat acel raport al ANI? Știți ceva de problema deci, asta? Deci știu doar ce am văzut în această dimineață în presă, știu că în procedură nu există niciun fel de procedură juridică, nu există niciun fel de problemă din punctul de vedere al juriștilor pe care îi avem noi. În continuare se dovedește și se va dovedi că este doar o acțiune pur politică pe care o face PNL-ul. Încearcă prin orice mijloace să atragă atenția asupra numelor din PNL, asupra PNL-ului, atenția opiniei publice. Reușesc cu brio în continuare să nu vină cu niciun proiect concret pentru municipiul Târgu Jiu, din păcate. Și să știți că și noi PSD-ul, care avem într-adevăr un scor și suntem votați de un număr mai mare de oameni, avem nevoie de niște proiecte viabile din partea opoziției, pentru că e nevoie de dezbatere în spațiul public și este nevoie ca aceste idei și aceste proiecte
să meargă împreună la un moment dat și să reușim să facem ceva pentru comunitate. Pentru că în momentul în care depui, eu cel puțin, și asta am învățat-o de la domnul primar Cârciumaru, în momentul în care ai depus jurământul ca și consilier local în Consiliul Local, trebuie să cam renunți la doctrina ta politică. Aici vorbim doar de interesul cetățenilor și aici reprezinți toți cetățenii, nu doar cei care te-au votat pe tine, PSD, și cei care au votat PNL și alte partide. Și ca atare trebuie ținut cont și trebuie dezbatere și să găsim proiecte care să aducă bunăstare în acest municipiu. Bun, dar dacă ar fi o dezbatere și, nu știu, pe proiectele despre care vorbeați dumneavoastră, PSD cu ce pare și, să zic, vârf de lance? Cel mai tare proiect propus de PSD în campania asta? Păi, bun, dacă o să vedeți și materialul de campanie cu care venim, programul politic... Nu l-am văzut deocamdată, probabil, da, așteptăm și astea. Știți că în fiecare an, la fiecare lege locale, am venit cu lucruri concrete pe domenii, și pe social, și pe economic, și îmbunătățirea actului administrativ. Am venit cu o listă de investiții pe fiecare cartier în parte, pe fiecare zonă în parte, proiectele mari pe care le-am adus și văd, de exemplu, ieșirea ale PNL-ului că PSD-ul n-a atras la Târgu Jiu fonduri europene. Suntem pe primul loc în Oltenia, atragere de fonduri europene. Iar cei de la Alianța, da, că de fapt s-a refăcut această alianță, Dreptate și Adevăr, la PNL-PD. Să nu uite că inclusiv președintele Băsescu l-a decorat pe domnul primar Cârciumaru, deține Steaua României în rang de cavaler pentru că a atras cele mai multe fonduri europene ca și primar de localitate în Oltenia, la un moment dat. Deci, acestea sunt investiții care generează locuri de muncă. Că ai un stadion în construcție, că ai o centură în construcție în acest moment, că trebuie să continuate investițiile masive în infrastructură, aceste proiecte generează locuri de muncă. Asta poate să facă administrația concret. Nici o administrație nu poate garanta, niciunde în lumea asta sau nici o clasă politică nu poate garanta că aduce investitorul. Investitorul vine dacă este bine. Investitorul vine dacă el consideră că se merită să vină acolo. Au ușile deschise din partea administrației. Nu e vina nici a primăriei, nici a PSD-ului, nici a PNL-ului că n-au venit până acum investitori câți ne-am fi dorit să vină, că nu s-au creat locuri de muncă câte ne-am fi dorit să creăm, pentru că atunci când PNL-ul spune că e vina PSD-ului, eu i-am întrebat sincer, bun, dați-ne un exemplu de investitor care a venit și n-a găsit deschidere din partea primăriei. Dați-mi un exemplu de investitor sau de om de afaceri care ar fi dorit să facă ceva în Târgu Jiu și din cauza domnului primar sau din cauza PSD-ului n-au putut să facă. Bineînțeles că nu pot să dea astfel de exemple pentru că nu există. Bun, cum o să argumentați, spre exemplu, dacă adversarii noastre politici o să vă pună în cârcă eșecul investiției acela de cablaje? Știți foarte bine și punctul de vedere al conducerii companiei respective. Au fost apărut în presă la vremea respectivă. Atunci vom face recurs la memorie. Și la memoria consilierilor PNL care au activat în acest mandat la Târgu Jiu și care știu foarte bine tot ceea ce a cerut acel investitor, acea firmă, a cerut teren. A cerut teren la un preț rezonabil. A cerut sprijin din partea guvernului. Aici a fost o intervenție a PSD-ului și s-a obținut sprijin din partea guvernului. Au cerut documentele să fie făcute cu prioritate, cât mai repede. Toate aceste solicitări pe care le-au avut către administrația locală, către primăria municipiului Târgu Jiu, au fost rezolvate și au găsit din partea, au avut tot concursul din partea autorităților locale. Mai departe a fost o decizie a investitorului, am înțeles că e o firmă la nivel mondial, de a asista această investiție, de a nu mai construi, de fapt, o fabrică la Târgu Jiu. Da, că tot vorbiți de teme de campanie, mai are PSD curajul să iese în campanie, eu știu, cu vom crea nu știu câte sute de mii de locuri de muncă, pentru că chestiunea aia din ultima campanie electorală cu 1 milion de locuri de muncă a cam dat kix. Vă referiți la campania electorală? Da. De parlamentare, da? Pentru parlamentare. Eu cred că PSD-ul în mandatul de guvernare, atât cât a fost
Guvernul Ponta a reușit să creeze niște facilități fiscale pentru ca mediul de afaceri să se dezvolte și să creeze aceste locuri de muncă. Nu putem spune că e vina cuiva, că acest guvern a fost dat la o parte și au venit acești specialiști care, mă uit cu tristețe, că în 2016 n-au reușit să atragă un euro fonduri europene către bugetul sau către investiții în România. Și da, atunci... Vom vedea ce se întâmplă până în toamnă, că abia de ceva vreme s-a deschis acel program 2000. Bun, eu am lucrat în domeniu, în proiecte europene și la nivel național sunt zeci de mii de oameni care au intrat în șomaj. Toată lumea se aștepta, erau toate lucrurile pregătite ca următorul program pe școlarizarea forței de muncă, pe conversie profesională să fie demarat la nivel național și nici până acum n-a fost publicat ghidul, de exemplu, pentru acestea fonduri. Deci iată că lucrurile n-au evoluat într-un mod firesc și normal, cu toată speranța pe care au avut-o unii, că vin niște specialiști, niște tehnocrați. Asta cu specialiștii, țineți minte că și în 96 România a mai luat o țeapă de genul ăsta, când a ieșit cineva și a spus că avem 15.000 de specialiști, nu? Parcă așa era discuția, care vor veni și de mâine va curge lapte și mir. Nu, v-am întrebat asta că pentru că am văzut un... Dacă vom avea lucruri concrete și promisiuni concrete din partea unor investitori, sigur vom ieși și vom spune, bun, aceste documente arată că la Târgu Jiu se vor înființa atâtea locuri de muncă. De asta v-am întrebat, că a ieșit domnul primar Cârciumaru ieri și azi a apărut în presă o chestie de genul. Sigur că da, nici dânsul nu a dat foarte multe amănunte, da. Nici eu nu o să dau foarte multe amănunte și vă rog să mă credeți și de ce. Dânsul le cunoaște foarte bine, a purtat discuții cu investitorii, cu firma respectivă, este o firmă la nivel mondial. Dar nu ne dați nume, nu ne spuneți cu ăia am vorbit. Vreau să mă că nu știu. Deci vreau să mă gândesc că nu știu. Că altfel noi o luăm ca și o temă de campanie, ca și o, nu o temă, sigur, ca și o chestie. Și știți de ce n-a intrat în detalii? Pentru că și dânsul se gândește, fiindcă de atâtea ori am avut inclusiv proiectul pentru acea fabrică de cablaje aprobat și emis și am dat și teren și uite s-a întâmplat să fie. Și atunci până nu vom avea ceva concret, nu, cred că nu va ieși să spună lucrurilor concret pe mine. Ok. Revenim după o scurtă pauză de publicitate în partea a doua cu Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Revenim, sunteți la Verde în față, invitatul meu de astăzi, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, domnul Adrian Tudor. Vorbim despre politică și administrație, mai mult despre politică am vorbit în prima parte. O să îl supun unei tir de întrebări și pe partea de administrație, pe responsabilitățile pe care le are Adrian Tudor în primăria Târgu Jiu. Da, continuăm un pic pe chestiuni politice, pentru că este important. Abia în urmă cu câteva zile, PSD și-a depus listele pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean și... Cel puțin din lista pentru Consiliul Județean sau de acolo am tras concluzia că acel conflict dintre generații sau conflictul între lupii tineri nu s-a stins niciodată în PSD. Uitați, prin poziționarea domnului Cosmin Popescu pe locul 3 la Consiliul Județean, cred că s-au răscolit iară unele orgolii în interiorul partidului, mai ales în aripa tânără a lui. Cum simțiți chestia asta? Știu, colegul Ciprian avea toate motivele să spere și să se regăsească pe o poziție mai în față. Acum, discutând pragmatic, a fost vicepreședintele Consiliului Județean nefiind pe poziția 3, data trecută pe listă. A fost o poziție mult mai în spate. Deci oricare dintre consilieri va putea fi și eu am încredere că echipa a funcționat și va funcționa în continuare. Nu, dar punându-l pe Cosmin Popescu pe 3 și pe Ciprian Florescu pe 5, clar se vede o repoziționare a
lucrurilor în PSD. Da, putem specula, putem specula în acest la momentul ăsta, că nu se știe pe atunci sens, când sigur. Vor fi validați consilierii și când se va alege conducerea, se pot răsturna sigur. Situațiile complet. Sigur că da. Acum, calculele pe care s-au făcut la județ, nu știu să vă spun foarte multe amănunte, mă ocup strict de organizația municipală și activez aici. Păi nu, dar ce se discută în partid? Că vă duceți la birou executiv al partidului, la birou politic județean? Pentru foarte mulți a fost o surpriză. Da, pentru că acesta. Logica este următoarea. Ion Călinău pe primul loc, Florin Cârciumaru pe 2, Cosmin Popescu pe 3. Florin Cârciumaru se va retrage după ce va fi aleasă conducerea Consiliului, că așa se procedează. De fiecare dată am fost la multe alegeri ale președintelui Consiliului Județean. Florin Cârciumaru iese, urmează cel de pe listă și în cazul în care Ion Călinoiu va avea, nu, va pierde în instanță împotriva Ani, este clar că Cosmin Popescu va rămâne în pole position și probabil are și o susținere importantă în partid. Însă vă întreb chestiunile astea, știind că nu sunteți implicat în organizația județeană, ci în cea locală, prin prisma, nu știu, relațiilor de prietenie sau de amiciție între tinerii PSD-iști. Adică nu se mai regăsesc pe asta funcții, pe poziții importante. Nu știu, Văcaru Teodorescu nu se regăsesc acolo deloc. Radu Teodorescu lucrează la București și de asta cred că nu se regăsește pe listă la județ. Nu m-am întâlnit încă. Am o discuție cu Alin, cu fostul prefect. Cred că era un plus pe listă, totuși a fost prefect atât timp. Cu siguranță și experiența și autoritatea pe care o are putea să ajute lista. Nu știu ce discuții au fost și ce a optat fiecare, pentru ce a optat fiecare. Eu nu cred că s-au plătit polițe. Eu am avut un punct de vedere legat de așa, de sintagma asta cu lupii tineri, care a fost dată de către mass media locală, era normal să spună lupii tineri și eu în permanență am spus-o în diferite conjuncturi. E foarte ușor să dai pe cineva la o parte, e foarte ușor să omori politic un coleg, indiferent de vârsta pe care o are, pentru că atunci când pornești cu un gând necurat, te mai ajută și necuratul să reușești să faci acest lucru. Dar dacă iei funcția, trebuie să spui întrebarea, voturile le iau, am și voturile pe care le-a avut și atunci ce faci? Înseamnă că dacă urmărești să iei doar funcția, urmărești doar poziția ta pentru tine personal și nu te interesează partidul și asta înseamnă că nu te interesează colegii de partid. Și m-am bucurat de fiecare dată când am avut acest punct de vedere că toți au fost în asentimentul meu și toți gândeau la fel. Nu au existat și nu există conflict între generații. Poate că cei mai în vârstă câteodată consideră că trebuie să ne mai scuture puțin. Uneori se spune, băi, vedeți că prea o luați așa în forță și ieșiți din Pluton. Ori aici suntem un Pluton și o echipă și trebuie să mergem împreună în alegeri. Din punct de vedere al apropierii de Florin Cârciumaru și neimplicat în jocurile astea din interiorul PSD la nivel de județ, nu ați fost asimilat la gașca asta a lupilor tineri? Nici la lupii tineri n-am prins. La un moment dat era așa, nici la lupii tineri n-am prins, Tudor. Da, așa că văd că mulți dintre ei sau cei din cei care coordonau, după cum se spune, gașca asta, nu se mai regăsesc deloc în schemă. E surprinzătoare poziția lui Ciprian Florescu, locul 5, dar, așa cum spuneați, și în mandatul trecut a fost... Așa cum nici mie nu-mi conferă poziția 3 de pe listă garanția că voi fi viceprimar în continuare, nici domnului Cosmin Popescu nu-i poate garanta nimeni că va avea o funcție în conducerea Consiliului Județean. Deci lucrurile astea haideți să vedem cum vom ieși la vot, să punem pe masă argumentele. Sunt niște calcule politice cu siguranță făcute. Știu că s-au făcut și sondaje de opinie. Fiecare aduce votul dintr-o anumită zonă. Am înțeles. Ultima chestiune politică, după aia discutăm niște chestiuni importante din administrația locală. Domnule Tudor,
PSD intră în campania asta după 3 ani și jumătate de mandat al unor parlamentari cu un singur deputat. Din câți au fost? 2, 3, 4, 5, 6. Cu doi deputați, că și domnul Ponta. A, da, și cu domnul Ponta, da. Deci doar domnul Weber și domnul Ponta mai sunt parlamentari ai partidului și domnul senator Costoiu. Trei au ales să plece din partid. E mai slab PSD fără cei trei parlamentari? Eu mi-amintesc declarațiile celor trei parlamentari care au plecat și nu doar tuturor parlamentarilor, inclusiv domnul Ponta spunea că dacă nu avea o bază solidă care a fost creată în urma alegerilor locale, unde am scos consilieri locali, ne-am întâlnit organizațiile primari, viceprimari. Iunie 2012. Nu aveau atâtea șanse de a reuși ca și parlamentari, de a câștiga mandatul de parlamentar. Asta o spuneau dânsii în 2012. Dar ei nu vă puteau ajuta acum? Sigur, puteau să... Noua campanie la locale? Sigur, puteau să... Fiecare putea să-și aducă un plus... Cel puțin pe voturile la Consiliul Județean, pe votul politic, nu? Fiecare putea să-și aducă un plus pentru organizație. Unii dintre ei, știu, chiar s-au implicat foarte mult, chiar la ultimile alegeri, și nu era... Domnul Iriza, de exemplu, nu era parlamentar în 2012 și nici în 2008. Și știu cât a fost lângă primarii din colegiul respectiv, unde... a candidat ulterior, chiar dacă n-a luat și pentru următorul mandat, de exemplu. Un plus bine, există. Bine, atunci avea interesul pentru că își pregătea oarecum candidatura. Sigur pentru da, parlamentare. Da. Și acum, da, să știți că a fost alături genul de om pe care, mie îmi pare rău că a plecat din PSD, ne lega și o prietenie. Păi și asta vă întreb, cu Iriza erați prieteni vechi, Iriza, însă... cu domnul Popeangă Constătean? Da, deși, mă rog, cu domnul... Da. Domnul Popeangă, n-am lucrat dânsul fiind pe, da. Pe al colegiului, am lucrat un pic pe Târgu Jiu. Este o pierdere. Orice om care pleacă din partid este colegiul o pierdere. Colegiul 4 a câștigat cu fiecare își 60 își face calcule. Ceva de genul sigur, ăsta. Da. Dacă era la alt partid sau dacă nu era USL-ul, nu știu dacă era scorul de 64%, de exemplu. Fiecare își face niște calcule la un moment dat și își alege un drum. Alege să iasă din Pluton, din echipă, cum am spus și mai devreme. Pentru mine este regretabil faptul că au o experiență de viață, au o vârstă, mulți dintre dânsii, și acum critică PSD-ul ca și cum PSD-ul a făcut, nu, da, o spun așa, deci în 26 de ani PSD-ul a făcut numai rău. Deci și noi a 8 ani cât au fost dânsii pe aici, sau noi a 10 ani cât au fost pe aici. Ori ăsta e un gen de politică de care eu cred că trebuie să ne debarasăm. Eu cred că dacă îți alegi un alt drum, dacă peste noapte te-ai culcat pe partea stângă și dimineața te trezești pe partea dreaptă, n-am nicio problemă cu tine. E un risc pe care ți-l asumi. Ești public și spui, domnule, începând de astăzi, eu consider că e prea multă protecție socială în România și trebuie să gândim pragmatic de dreapta și să susținem proiecte de dreapta, să susținem investitorii sau capitalul, nu mai susținem munca, da? Da. Dar, să spună, dar nu să vină să spună, domne, am stat acolo și vă spun că ăia sunt niște oameni. E normal, unul din deputații să ia să spună că primarul n-a făcut nimic în 16 ani. Păi spun eu, l-a făcut deputat pe dânsul de 2 ori. Am înțeles. Știu și la ce vă referiți. Domnul Tudor, am vorbit până acum cu dumneavoastră în calitate de președinte executiv al PSD Târgu Jiu. Din poziția de viceprimar, vă întreb următoarea chestiune. Mai sunt zilele orașului în mai? Prima chestie mai așa. Sigur că sunt zilele orașului, deci nu în mai. S-au devansat ca și în alte orașe. Trebuia modificat și calendarul Bisericii Ortodoxe, pentru că noi sărbătorim în jurul datei de 21 mai Sfinții Constantin și Elena, patronii spirituali ai municipiului Târgu Jiu. Deci nu, nicio șansă. Bine, și nici nu putea trece prin Consiliul Local. Era o chestie. Adică atunci când au susținut colegii de la alte partide programul pentru zilele orașului, știau că mai sunt și alegeri. Și au votat, au aprobat un buget, l-a mai redus pentru că au zis, domne, vă folosiți de bugetul ăsta, faceți campanie. Bun, ok, mai reducem, nicio problemă. Putem face, îl dimensionăm atât cât considerăm că ne permite bugetul. O altă chestiune importantă, a existat, nu știu dacă a existat o controversă, însă a existat o oarecare suspiciune privind, nu știu, poate o să vi se pară hilar,
S-a făcut mare tamtam pe aducerea sabiei de luptă a lui Tudor Vladimirescu la Muzeul Județean. Și toată presa a preluat chestia asta plecată de la dumneavoastră. Domnul Tudor, direct vă întreb, știți că nu este sabia de luptă a lui Tudor Vladimirescu? Eu mi-am pus această întrebare, este sau nu este sabia de luptă a lui Tudor Vladimirescu? Nu este sabia de luptă, este o sabie de gală exact. A lui Tudor nu Vladimirescu. Trebuie să prezentați așa. Dar n-am prezentat-o ca sabie de luptă. Am zis că aducem acasă sabia lui Tudor Vladimirescu. A, păi presa a preluat așa, nuanțat. Da, nuanțat sună, un pic. Sună asta. Bine. Să știți că eu, normal, în momentul în care am aflat că există o astfel de piesă de tezaur, sabia lui Tudor Vladimirescu la Muzeul Național de Istorie, am căutat și dovezile. Și am fost la domnul director al Muzeului Național de Istorie, m-am întâlnit cu muzeografii de acolo și am avut o discuție cu dânsii. Bun, care sunt documentele care ne spun? Și dânsii am inclusiv și vă pot face cu drag cadou, este vorba de o carte editată de Muzeul Național de Istorie a României, arme ale domnitorilor și nu numai din țările românești, unde prezintă istoria acestui obiect de tezaur, la sabie lui Tudor Vladimirescu. E primită de la țarul Rusiei, nu știu. Da, care... aici izvoarele sau discuțiile sunt că ar fi primită de la țarul Rusiei atunci când l-a decorat pe Tudor Vladimirescu. Cert este că dânsii spun a ajuns mai departe în patrimoniul național, ajungând la secretarul lui Tudor Vladimirescu oferit de sabia dată de către grecii cu care s-a văzut ultima dată, a ajuns mai departe la Vulcănescu, dacă nu mă înșel, scriitor al vremii, care era tot lui Rosetti, familiei Rosetti. Așa este, care Rosetti a donat-o patrimoniului național. Corect, că sunt niște chestii de nuanță pe care puteți fi combătut. Aici, dar înțeleg că n-ați prezentat ca fiind sabia de luptă. Nu. Sabia de luptă, să știți că istoricii ne spun că avea mult mai mult. El era și o persoană cu potențial, cu capital și sigur n-avea doar o sabie de luptă. Bun, acum... Sabia este, să știți că o folosea de paradă, dar este o sabie de luptă. Este o sabie ascuțită, eu am văzut un detaliu. Nu, dar n-a fost cu ea, n-a făcut treabă cu ea, cum s-ar spune. Mi-au spus și mie, cei care se pricepe, nu mă prea pricep, are o chestie la mâner de, pe care nu o poți folosi în luptă pentru că te l-ar fi rănit. Da, avea acele gravuri și este o sabie, o piesă, o lucrare de artă, putem spune. Domnul Tudor, e și o temă electorală, dar și una de administrație. Au apărut din nou prin Târgu Jiu acele panouri cu diferite investiții care se vor face în Târgu Jiu sau care sunt propuse a fi făcute în Târgu Jiu. Iată cum arată acum și cum va arăta în viitor. Unul dintre aceste proiecte este... exact cum îi zice, reamenajarea Calea Eroilor. Vă întreb chestiunile astea pentru că țin de dumneavoastră, aveți segmentul ăsta. Nu mă pricep la cultură, m-am documentat înainte, vreau să vă spun. Mulți îmi spun și mie că nu mă pricep, dar și eu mă documentez, să știți. Da. Nu, eu chiar nu mă pricep, habar n-am. Nu am înțeles că a fost cu dedicație acest proiect sau ceva de genul ăsta, cu un arhitect, că a costat foarte mulți bani, că e aproape irealizabil. Dați-ne mai multe detalii despre chestia asta. Îmi dau seama că asta... Îi se spunea și doamnei Aretia Tătărescu când a venit cu proiectul lui Brâncuș privind Calea Eroilor, că e irealizabil și că de unde bani. Și uite că a dat Dumnezeu. Că e doar o temă de campanie că... și așa mai departe. Punctual, deci a fost un proiect cu dedicație, dezbatere pe chestia asta, nu știu, mai multe oferte. În momentul în care discutăm despre un ansamblu care este patrimoniu universal, un ansamblu neoficial care este... Aici nu vorbim de UNESCO. Vorba de recunoscut ca patrimoniu universal, corect. Dar nu mai există. Da. E acceptat toată lumea. În momentul în care are valoarea pe care o are și semnificația pe care o are pentru noi ca și popor român, este un ansamblu ridicat în cinstea eroilor neamului, aici s-a lucrat foarte mult cu specialiști și chiar au fost în comisie specialiști din Ministerul Culturii. În și care comisie? Comisia care a... ales proiectul, care a ales soluțiile propuse. Ați avut mai multe soluții? Asta vă întreb. Nu știu, nu eram atunci viceprimar și nu știu dacă au fost mai multe soluții. Chiar nu știu. Mă pot interesa și cu drag vă răspund. Acum, momentul în care și eu m-am întâlnit cu domnul Dorin Ștefan, știam despre domnia sa de la televizor foarte mult.
pentru că este prezentat ca un arhitect care lucrează cel mai bine în concordanță cu Opera Brâncușiană și are foarte multe lucrări pe care le-a făcut, foarte multe proiecte pe care le-a pus în practică în afara țării. Deci în afara țării. Am avut mai departe și ocazia de a merge la diferite întâlniri la București, nu legate de acest proiect, întâlniri legate de Ansamblul Brâncușian și la Institutul Cultural Român și întâlnire cu restauratori, cu specialiști în domeniu, cu oameni din Ministerul Culturii și să știți că toți n-a fost voce care să conteste capacitatea domnului Dorin Ștefan de a gândi acest proiect pentru ansamblu și pentru Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Chiar am fost felicitați de foarte mulți oameni cu experiență în domeniu și care știu ce înseamnă Brâncuș de o viață, da? Care spuneau, ați făcut o alegere foarte bună. Le-am spus și dânșilor ce v-am spus și noastră. N-a fost doar alegerea noastră, a fost o comisie pe care din care am preferat să facă parte specialiști de la nivelul Ministerului Culturii, Institutul Național de Patrimoniu, oameni care au lucrat în aceste domenii, pentru că nu suntem nebuni să spunem, noi la Târgu Jiu ne pricepem și noi putem să spunem care e cel mai bun arhitect care poate să facă o amenajare sau cu un proiect pentru Calea Eroilor. Sunteți de acord? Pare oarecum futurist așa programul ăsta, proiectul și de asta am zis irealizabil, pentru că dar e ca și cum ai pune, nu știu, termopane la poarta Sărutului sau ceva de genul ăsta. Nu, asta este ideea PNL-ului, așa, cu termopane la poarta Sărutului, să le îmbraci. Am făcut un lucru care s-a dovedit a fi un lucru extraordinar. Povesteam cu domnul primar Cărciumaru și dânsul zice ar fi bine să se întâlnească domnul Dorin Ștefan cu cât mai mulți arhitecți, chiar de la noi din Târgu Jiu. Am avut o discuție cu arhitecții din Oltenia și au fost prezenți la Târgu Jiu și am avut o prezentare strict pentru dânsii, pe teme tehnice la care am participat aici. Pe noi ne interesa să vedem ce întrebări pun specialiștii, da, în domeniu și să vedem cum văd lucrurile. A fost o întrebare de genul acesta. Nu credeți că este prea futurist pentru Brâncuș? Dar dacă luăm și citim ce reprezintă Brâncuș în istoria omenirii și în artă, Brâncuș este părintele sculpturii moderne. Când a sculptat zborul și lumea a auzit, e unul care a sculptat zborul, toată lumea zice, dom'le, sunteți nebun, cum să sculptezi zborul, nu? Da. Și uite că a reușit să sculpteze zborul. De exemplu, Constantin Brâncuș și sau peștele în notul, nu? Da. Geneza. Deci iată că nu trebuie să ne speriem de, este un proiect mare, e un proiect de anvergură, e un proiect de care va depinde, o spun cu tărie, soarta acestui municipiu, pentru că vorbim de traficul din zona respectivă, vorbim de a reuși ceea ce și-a dorit Brâncuș, să integreze orașul în ansamblu și nu ansamblu în municipiul Târgu Jiu. Și e vorba de, vorbim cu toții că ne dorim turism la Târgu Jiu și ne dorim ca această Cale a Eroilor să fie bine pusă în vedere. Dar pentru asta ai nevoie de parcări și proiectul include parcări, ai nevoie de artere și de alte obiective turistice, pentru că la Târgu Jiu, din păcate, deținem cel mai important ansamblu la nivel universal, spuneam mai devreme, cel mai valoros. Și, din păcate, Târgu Jiu este un oraș de tranzit din punct de vedere turistic, pentru că omul vizitează acest ansamblu într-o oră, două ore maxim și altceva nu mai face în Târgu Jiu. Din păcate. Din păcate. Și atunci trebuie, și asta este și viziunea arhitectului Dorin Ștefan. Pentru că asta nu atrage bani la Târgu Jiu. Nu rămân să doarmă, nu, exact. Nu mănâncă în Târgu Jiu. Da. Da? Și asta este și viziunea arhitectului Dorin Ștefan. Iertați-mă. Aceea de a oferi și alte obiective turistice. Că tot ați vorbit de turiști. Aveți o statistică, sau primăria are o statistică, câți turiști vin anual în Târgu Jiu, nu știu, să viziteze altceva sau doar pe Brâncuș? Și vă întreb asta pentru că recent, acum câteva luni în urmă, ați participat la un târg sau o chestie de genul ăsta la Craiova. Nu la Craiova. N-ați fost la Bruxelles? La Bruxelles a fost o invitație făcută de europarlamentari. Noi s-a vorbit despre patrimoniul cultural pe care ni l-a oferit Brâncuș și cam cum vedem lucrurile, nu? La Bruxelles, la Parlamentul European. Da. La târg de turism nu, n-am participat acolo pentru că asta vreau să mă întreb. Deci târgurile de turism până la urmă. Materiale. Bun, se duc niște domni, niște doamne.
Dudui prin străinătate pe la aceste târguri de turism și îl promovează pe cine? Pe Brâncuș, că doar atât. Se simte ceva în statisticile pe care le aveți? Bă, de la 100 de turiști care au venit ieri să viziteze ansamblul de la Târgu Jiu, după ce au fost nenii aia în Germania, uite, peste două săptămâni au venit 102 turiști. Aici lucrurile sunt foarte ușor de contabilizat în perioada următoare, pentru că la târgul de turism nu discuți cu turistul efectiv, discuți cu operatorii de turism. Și prin această asociație Acasă la Brâncuș, care s-a creat, Primăria Târgu Jiu, Consiliul Județean, la inițiativa Consiliului Județean și alte sunt operatori de turism, proprietari de pensiuni, hoteluri, alte primării, încercăm să vindem un pachet de turism la nivelul întregului județ. Și știu că sunt foarte multe contacte care s-au deschis cu operatori în turism care deja au cerut informații, li s-a pus la dispoziție și știu că sunt grupuri deja anunțate pentru a veni în județul Gorj în acest an. Nu câte ne-am dorit. Să știți că la Târgu Jiu am avut o discuție și o întâlnire cu proprietarii de pensiuni, pentru că mă ocup de această problemă, proprietarii de pensiuni și de hoteluri. Și am vrut să învăț foarte multe de la dânsii și dânsii să spună ce poate să facă primăria. Lucrurile sunt într-o viziune foarte, o paletă foarte largă. Sunt proprietari de pensiuni, de exemplu, care spun că primăria trebuie să facă suveniruri. Or, primăria nu. Primăria trebuie să facă administrație. Astea sunt inițiative private care trebuie să încurajate și trebuie să trăiască. Eu cred că dacă avem în parc un magazin de suveniruri care este al primăriei Târgu Jiu, asta nu înseamnă că reușim să facem ce trebuie pentru turism. Este un pas, l-am făcut noi. Eu cred că asta este o inițiativă care trebuie să fie privată. Nu cred că trebuie să fie un monopol al primăriei. Din această activitate comercială trebuie să trăiască familii întregi care să vândă suveniruri, să producă suveniruri, să producă suveniruri handmade, brand da. Local. Asta trebuie încurajat în viitor să se întâmple. Nu trebuie primăria să facă, am dat exemplu, aceste suveniruri. Sau nu trebuie primăria să facă pachete turistice. Nu, primăria trebuie să fie alături. Și atunci când îmi vine proprietarul de hotel și îmi spune, știți, am un pachet turistic, am o problemă, o să-mi vină 10 autocare unde vor parca. Bun, foarte bine. Ne luăm măsuri cu poliția locală să asigurăm această parcare. Aici trebuie să fim alături de domnile lor și trebuie împreună să găsim soluții. Am beneficiat, din fericire sau din păcate, l-am dat că există și acest revers al medaliei, de un turism economic. În județul Gorj, toate pensiunile merg în continuare și au mers și hotelurile, pentru că au fost foarte mulți oameni de afaceri care veneau aici. Aici fiind sediu CEO, aici fiind petrol, gaze, hidroelectrica și exemplele pot continua, care, normal, reducându-și activitatea în anumite domenii, s-au trezit că nu mai au acești turiști, impropriu spus turiști, da? Și s-au trezit că acum trebuie să facă, să vină cu o ofertă. De curiozitate, mergem în toate hotelurile din Târgu Jiu, luăm exemplu acesta, și o să vedeți că foarte puțin pot să spună, mergem și spunem, domnule, vreau să stau 3 zile aici, ce pot să fac? Și foarte puțin pot să-ți dea alternative. Corect. Noi asta vrem să deci, facem. Prin proiectele acestea pe care mi le-ați expus, suntem la final, suntem născut colegii. Deci ele trebuie să nu rămână doar pe hârtie. Sigur că și niște chestii teoretice. Sigur că da. În urma cărora se mai plimbă. Să știți că eu nu lucrez pe să iau statistici neapărat, să caut în dicționare. Nu, discutăm și identificăm împreună care sunt punctele unde suntem vulnerabil sau unde nu am asigurat până acum ce trebuie să facem. Asta e. Dialogul, cred că, în primul și în primul rând, trebuie să nu lipsească nici în viitor. Domnule viceprimar, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. O să mai discutăm despre chestiile astea, pentru că sunt importante și, încă o dată, urmărim ca ele să nu rămână doar pe hârtie, să vedem ce se întâmplă dacă sunt implementate și ce efecte au. Asta este cel mai important. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc să aveți un Paște liniștit, un Paște fericit alături de cei dragi. Ne revedem vinerea viitoare la 21 la Verde în față.